Salut, ce mai faci? Sper că o duci foarte bine. Sunt din nou în pădurice și astăzi facem un video, pentru că nu ți-am mai pus un video de vreo 3 zile, în care îți povestesc despre cum să ai succes pe timp de toată viața ta, cum să ai efectiv succes. Știu că sună foarte wishy-washy, brainwash, dar chiar cred că asta e rețeta pe care am observat-o eu la majoritatea oamenilor de succes, cum ar fi Hamza, cum ar fi Iman Gazi, cum ar fi mai mulți. Nu, acum chiar nu mai mi-aduc aminte mai mult, să fiu sincer. Dar în orice caz, e rețeta multor oameni, rețeta multor oameni de succes. Și mă gândesc că te-ar ajuta și pe tine. Deci, primul pas de multe ori este să observi. Să observi ce face omul normal. Ce face un om normal? Ce face omul normal de obicei? Ce faci tu? Să observi. Iar apoi ar fi să te educi, să observi ceea ce faci tu greșit, să primești educația la ceea ce e corect să faci, iar apoi să aplici. Cam asta ar fi tot. Adică, ce faci tu greșit? Poate că mănânci toate căcaturile și asta îți consumă mulți, mulți bani. Ok, în ce aș putea investi banii ăștia pentru a mă ajuta? Ok, uite, pot să cumpăr această mâncare care e mai bună și mai ieftină, pot să cumpăr aceste cărți, pot să cumpăr acest curs. Și găsești ceva, o modalitate în care să investești banii aceia ca ție să-ți aducă profit pe termen lung, pentru că asta înseamnă mai degrabă să pui banii să lucreze pentru tine, nu să investești în ceva companie care nici măcar nu e a ta. Cât de bullshit sună asta? Cum bă să investești banii într-o companie care nici nu e a ta? Adică tu, în loc să alegi să investești banii în compania ta, în tine însuți, tu alegi să investești banii în compania altcuiva, să o ajuți pe ea să crească și pe tine să nu te ajuți. Mi se pare stupid. Adică nici măcar tu nu ai fost în stare să crești, dar alegi să crești pe altcineva. Nu se poate. Nu merge să umpli altă cană cu apă dacă cana ta e goală. Trebuie musai să-ți umpli mai întâi cana ta și apoi să o umpli pe altora. Eu aici nu pot să-ți dau sfaturi din ceva ce n-am făcut. O să-ți dau sfaturi doar din ceva ce am făcut, ceva în care mi-am umplut, ceva la care mi-am umplut cana. Și asta cred că ar trebui să cauți și tu să faci. Simplu, după ce ai găsit, după ce ai observat ceea ce faci greșit, te-ai educat cum să faci acel lucru corect sau ce să faci ca alternativă, de acolo e destul de simplu, trebuie doar să aplici. Asta e partea cea mai grea, pentru că multă lume știe ce are de făcut, dar pur și simplu nu aplică informația. Nu aplică, aleg pur și simplu să rămâne la viața lor normală. Iată! Un copac căzut. Asta o să fie ceva. Să fie ceva mai interesant. Copacul. A big fucking trick, cum ar zice Andrew Tate. Și da, aplici pur și simplu informația pe care ai învățat-o. Eu că te educ în acest video cât de cât, tu ar trebui să iei această informație cât mai mult în folosul tău. Nu să-ți pierzi aceste 3 minute. De ce să-ți pierzi aceste 3 minute sau 10 minute cât are videoul în a pur și simplu a te uita la cineva? De ce să pierzi acest timp? Acum da, dacă poate, dacă îți place de acea persoană, te bucuri de faptul când postează ea, atunci e altceva, dar dacă tu pur și simplu nu ai nicio treabă cu persoana respectivă și doar te uiți la contentul ăla pentru că e entertaining, pe bune, știi ce e entertaining? Știi ce e cu adevărat entertaining? Hai să-ți arăt. Asta e entertaining. Să ieși afară la o plimbare de o oră, de o două ore. Poate duci cu bicicleta, eu sunt foarte speriat de bicicletă, nu prea îmi place cu bicicleta. Am fost la o plimbare cu bicicleta și am căzut de câteva ore, a fost mai nașpa, dar nu e nicio problemă, m-am ridicat și am continuat să merg. M-am julit de câteva ori la mână, uite. Mâna mea, așa e cum țineam mâna pe ghidon, de cât de speriat eram cât m-am julit la mână și pe cealaltă exact la fel. Și da, este mai nașpa. În orice caz, ideea este, aplică ceea ce înveți. Nu doar te masturba mental cu tot contentul ăsta, nu doar te uita la mine pentru de dragul că sunt eu. Învață ceva de la mine, învață ceva. Poate îți place foarte mult cum vorbesc, poate îți place foarte mult de mine, habar n-am. Dar învață pur și simplu. Nu doar te folosi de content degeaba. Și se pare că am ajuns la drumul mare, deci ar trebui să fac stânga împrejur. Învață de la mine.
Învață la cine te uiți tu. Nu te uita la videoclipuri din acestea super, super mega editate în care nu prea înveți nimic, doar te stimulează și doar îți pierzi vremea la ele, sărind de la video la video, pentru că, op, în dreapta a apărut un video cu Mr. Beast sau cu Gagiș cu decolteu, poc, ai apăsat pe el. Și ți-ai pierdut altă oră din viața ta. Fiecare oră din viața ta este prețioasă, nu mai există acea oră. Această oră în care eu sunt în pădure nu mai există. A trecut, deja este istorie. Dar poți să o folosești, poți să o investești în tine din viitor, poți să o faci să te distrugă pe tine din viitor sau poți să o faci... Oh, nu mai pot să vorbesc. Deci poți să o faci să te distrugă sau poți să o faci să te ajute. Și tu de multe ori alegi să te distrugă. Pentru că n-am nimic de făcut cu timpul meu, așa că de ce nu să mai dau scroll? Toată lumea bagă toate aceste scuze și de aceea multă lume nu se ajungă de succes, chiar dacă faci self-improvement, chiar dacă faci aia. Îți trebuie dorința asta nemuritoare, îți trebuie această ambiție foarte, cum să spun eu, obsesia aceasta, cum vorbea și Grant Cardone în cartea lui Fii obsedat sau Fii mediocru. Multă lume va încerca să te tragă în jos. Mulți oameni vor veni la tine crabi, cum le spun eu, și îți vor spune, ești prea obsedat, ești nu știu cum, te vor face în toate felurile, îți vor spune că e greșit, frate, cum faci tu, nu, uite așa, joacă-te o oră pe zi. Și da, vor veni toți băieții ăștia care să te încurce, care să te facă să te simți rău, dar tu trebuie să continui să faci ceea ce vrei să faci, pentru că dacă te-a adus mai departe și te simți mai mândru cu tine însuți, ți-a crescut confidența, poți să vorbești cu oamenii de 40 de ani fără nicio problemă, le strângi mâna și se uită la tine și zici, bă, la ce tare strângi, atunci faci progres și n-ar trebui să te oprești, chiar dacă spune că ar trebui să te oprești. Până când tu nu observi, n-ai această autoconștientizare că, băi, ceva se întâmplă rău, nu prea mă simt bine, nu prea merge bine, am așa ceva în mine care se zice că sunt gol. Atunci ți-ai dat seama că faci ceva greșit și analizezi situația, scoți jurnalul, scrii acolo ce ai făcut și ce n-ai făcut. Și așa vezi, iei decizia corectă și te restabilești pe cursul corect. Cum zicea și David Goggins, m-am antrenat mai întâi să văd eșecul, să simt eșecul și apoi câștigurile. M-am antrenat să văd eșecul. Este o vorbă foarte înțeleaptă din punctul meu de vedere, pentru că să vezi eșecul, să vezi cum arată gaura curului, să vezi cum arată bottom, să vezi cum arată ultimul om și să vezi cum este, cum se simte să fii el, îți bagă așa o dorință în tine de a nu mai fi acea persoană, mai ales dacă ai reușit să te schimbi cât de cât. Adică, serios, nu știu ce faci dacă deja nu-ți îmbunătățești viața și ești de 7-8 minute pe video la acesta. Probabil că doar îți place să mai auzi pe mine repetând aceleași cuvinte de 100 de ori, dar e simplu. Observă ce faci greșit, educă-te, aplică ceea ce ai învățat și viața ta devine mai bună. Și ușor, ușor, cu consistență, cu răbdare, cu progres, cu progressive overload, să crești greutatea progresiv, vei ajunge unde îți dorești. Nu poate să se întâmple într-un an, nu poate să se întâmple în 2 luni, n-are cum. 5 ani, 10 de ani de dedicare, 10 de ani de consistență, 10 de ani de meditat. Imaginează-ți ce faci pentru tine, 10 ani de meditat. Eu într-un an simt beneficiile totale. Dar imaginează-ți în 10 ani. În 10 ani de a încerca să-L cunoști pe Dumnezeu, în 10 ani de a încerca să te cunoști pe tine însuți, în 10 ani de mers la sală, imaginează-ți. În 10 ani de a face business-ul tău, imaginează-ți. Ai fi maestru, ai fi... Se zice că îți trebuie 10.000 de ore pentru a fi maestru la un lucru. Ai fi maestru la orice, ai fi maestru la sală, ai fi maestru la meditat, ai fi maestru la credință, ai fi maestru la face videouri dacă faci videouri. Pur și simplu, devii mai bun cu timpul. Nu devii mâine, nu peste o lună, nu peste două, nu peste un an, nu peste doi ani. Peste toată viața ta. Cum zicea, cred că Matei zicea cum se numește asta? Evanghelia lui Matei, cred că se numește. Zicea Dumnezeu, ăsta, Iisus, zicea, ia-ți crucea și urmează-mă. Și la ce cred eu că se referea? Se referă la faptul că trebuie să începi să suferi. Pentru că, cum zicea și un preot pe care îl găsisem pe internet, am trimis un link pe Discord, era chiar un filmuleț foarte șmecher de 2 minute în care băiatul ăla se povestește de Dumnezeu și de credință. Și mi-a sărit ceva în ochi foarte interesant. Și acel ceva a fost faptul că
zicea să că drumul spre rai nu este unul frumos, nu este unul simplu, este unul plin de suferință. Este unul în care tu suferi, în care dai ce ai mai bun. Despre asta e vorba. Despre asta cred că cu toții ar trebui să trecem la suferit. Dacă ar fi o vorbă pe care să o ții minte în acest video, dacă suferi, faci lucru corect. Bineînțeles, nu mă refer la suferința prostească, știi foarte bine la ce mă refer, nici n-are rost să-ți explic. Mă refer la faptul că să suferi pentru un lucru care știi tu că înseamnă mai mult pentru tine decât acel moment în care suferi. Să suferi chiar dacă nu te bagă nimeni în seamă când te duci la muncă și pentru că nu ești un nimeni, tot să înveți acolo să încerci să devii mai bun. Despre asta e vorba, despre umilința asta. Să capezi capacitatea asta de a-ți scădea orgoliul și de a te pune pe lângă oamenii care tu îi consideri mai fraieri, dar să continui să înveți, să continui să înveți de la ei. Pentru că asta face umilința. Îți scade acest orgoliu pe care îl ai. Te continui să înveți odată ce aflești umilința în viața ta. Continui să înveți și o să ai doar de câștigat. Asta e tot ce am avut de spus. Continuă să înveți. Știu că acest video mai mult m-am repetat și nu prea te-am ajutat, dar dacă te-ai uitat până aici și te-ai bucurat, sper că îți placă acest video cu pădurea. Videourile cu pădurea sunt frumoase și mie îmi plac foarte mult astea cu pădurea, în care pot să fiu eu în sus mai mult, pentru că nu e nimeni, majoritatea oamenilor, ba da, sunt ceva oameni, numai că na, trec și eu peste. Asta este. Da. Învață, aplică ceea ce ai învățat. Redresează-te pe cursul cel bun, caută-ți scopul, găsește-ți scopul. Am un ghid complet în care cred că îți povestesc destul de detaliu. Dacă nu, îmi zici în comentarii și vei fac un video în care te actualizez cu ceea ce m-am actualizat și eu în privința scopului. Și vreau să te ajut, vreau să te ajut să evoluezi. Lasă-mi în comentarii cu ce mai vrei să vorbesc, despre ce ai vrea să vorbesc. Nici nu mai pot să vorbesc, dar nu contează. Ești pe afară, urcă-te într-un copac, experimentează viața și o să vezi că toate devin mai bune. Și ține minte, începătorul de astăzi este maestrul de mâine.